Vineri, în cadrul etapei cu numărul 4 din Liga 3-a la fotbal, Mușcelul Câmpulung Elite a fost învinsă de Satelitul vicecampioanei României, FCSB, cu un scor care nu lasă loc de prea multe comentarii, 5-0. Iar pentru ca umilința mușcelenilor să fie completă, golul 5 al bucureștenilor a fost marcat din lovitură de pedeapsă de către portarul Răzvan Ducan. Acesta a fost doar unul dintre meciurile grele care îi așteaptă pe fotbaliștii mușceleni, iar felul în care se exprimă echipa a condus la o despărțire pe calea amiabilă de antrenorul principal Alexandru Popovici. Principalul acționar al clubului câmpulungean, doctorul Claudiu Ciolan, a declarat pentru presa locală că începând de sâmbătă, Alexandru Popovici nu mai este antrenorul echipei Mușcelul Câmpulung. Am avut o discuție și am stabilit de comun acord că e mai bine pentru echipă ca domnul Popovici să-și înainteze demisia. Nu am ce să-i reproșez domnului Alexandru Popovici. Vreau mai mult de la jucători, mai multă implicare în joc. Deocamdată nu avem nicio variantă de antrenor pe care să-l aducem la echipă. De pregătire se va ocupa antrenorul secund, Vasi Slăninoiu, până vom găsi un antrenor așa cum ne dorim. Săptămâna viitoare o să avem o conferință de presă în care o să vorbim mai pe larg subiectul acesta, plecarea lui Alexandru Popovici de la echipă. Nu a fost demis. Cu doar o victorie și un rezultat de egalitate în primele 4 etape, Mușcelul Câmpulung Elite ocupă locul 8 din 10 echipe în clasamentul seriei. Rezultatele complete ale etapei a 4-a din Liga a 3-a, seria 4. Real Bradu, SC Popești, Leordeni 4-3. FCSB 2, Mușcelul Câmpulung Elite 5-0. FC Pucioasa, Unirea Bascov 2-0. AFC Astra, Dinamo București 0-13. Flacăra Moreni, CS Tunari 0-2.